Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, în berbec. sper că se vede bine. Etalare pentru noiembrie 2021. Din seria mesajelor de la Înger, în timp ce am amestecat, a vrut să apară unul înainte de a apăsa pe play. Mesajele de la Înger sunt că în această perioadă, sau mesajul cel mai important, trebuie să fiți de ajutor tipic pentru un împărat, da? Știm că anumiți perbeci sunt reprezentați de acest număr 4 și de acest împărat care este protector și în acest moment cele două mesaje uh, sugerează o conexiune la o latura voastră masculină înaltă. În ce sens? Înaltă, protectoare, pentru că apar uh, treasure, your loved ones, adică aveți grijă de cei pe care îi iubiți apreciați pe cei care iubiți și fiți de ajutor. Mesajul este pentru voi. Poate altcineva este în, acest, în această vibrație față de voi, dar mesajul este pentru voi. Aveți, ce aveți? 45, 9, un număr jupiterian care înseamnă expansiune prin întreajutorare și aveți Numărul 1, da? 10 poate să vă influențeze pe, unul dintre, pe unii dintre voi, dar 10 înseamnă de fapt 1, înseamnă manifestare. Manifestarea unui nou univers într-un într -un mediu foarte protejat. Acum că tot e pandemie, evident că bine e să vă protejați. Dar nu e vorba doar de pandemie, este vorba de un univers care trebuie interior. Acum că este interior în casă, că este interior în relația dintre voi și cineva, văd mamă, fică sau tată, mamă, tată sau copil, în fine, o relație. Poate nu o fi mamă copil, poate este un personaj mai vârstă și nu mai, mai tânăr în care se creează o conexiune specială și această conexiune specială trebuie protejată, eventual, de influențele externe negative, evident. Dar cred că totuși cineva are nevoie de ajutorul vostru. Vom trăi și vom vedea ce alte mesaje mai vin. Și în ce constă acest ajutor? Afară de, de stabilitatea fizică și emoțională, pentru că sunt niște mâini, Um, există și nevoia de a afla totuși nevoia sau um, este bine să discutați uh, profund și deschis cu acele personaje speciale din viața voastră, să aflați ce este important pentru ei. Pentru că fiecare alt, are alt limbaj, și are alte nevoi și. Ca să nu uh, creăm dezamăgire sau nu ne creem noi dezamăgire, bine să aflăm dinainte sau la un moment dat. Să mai aflăm, de fapt, și ce simt ei și ce au nevoie ei, poate au alte nevoi, da? Acum, alte mesaje, Marea preotase Marea Preoteasă înseamnă, iar o stare oarecum de mister. Poate că trebuie să fiți un pic mai secretoși în legătură cu o, re... cu o relație. Sunt neapărat secretoși. Repet, să țineți într-o într zonă mai de penumbră o anumită relație a voastră cu cineva, a voastră cu creșterea voastră, cu divinitatea. E nevoie să nu vă. Care e cuvântul? arătați prea mult în public. Cred că e mai mult nevoie de introspecție. Și de a crește o relație specială, repet, cu cei apropiați în condițiile în care există o dezamăgire în viața voastră, soarele invers, cineva va dezamăgi sau voi sunteți striși că ați pierdut o oportunitate, patru de cupe invers și soarele invers. Dar ce este foarte interesant, dacă sunteți în această atmosferă mai restrânsă, în care cultivați un univers interior și o conexiune personală cu divinitatea, aveți șansa, spânzuratul invers, să ieșiți din așa zisa sau aparenta stagnare, care este, repet, o aparență, din cauza că în această atmosferă pe care am descris-o mai devreme, primiți informații, da? Este o picătură, este un nou univers, este o informație pe care o primiți pe cale divină. Și aici, iar, faptul că a venit spânzuratul invers înseamnă că puteți să aveți acces la o nouă perspectivă asupra lucrurilor și, în primul rând, asupra unei situații. Poate un copil de-al vostru este trist sau, eu știu cum este, trebuie să-l protejați asta că a venit soarele și soarele înseamnă și copil, printre altele, nu doar uh, stările voastre personale. O fi pierdut ceva, are niște motive de tristețe și voi trebuie să le arătați o altă perspectivă și să le arătați că nu s-a încheiat capitolul. Ori fi pierdut, o fi luat o notă proastă. Zic și eu, dacă sunt copii la școală, da? Nu s-a încheiat capitolul, mai au de învățat și data viitoare o să fie mai bine. Un exemplu, da? De intuiție. Conectați-vă la intuiția voastră și vedeți cum abordați situația. La fel poate să fie și într-o situație personală. Ceva va dezamăgi, dar sunteți supărați că nu a mers o chestiune. Poate că a fost un trio. Amoros sau profesional, voi știți. Pentru că avem totuși un trei de cupe. O oportunitate, repet, pierdută, dar perspectiva este deja alta. Dacă vă conectați la intuiție, două cărți foarte puternice, de fapt toate, aveți deja patru arcane, dar două, din care două, trei invers, dar două cu efect benefic, pozitiv. În sensul că conectându-vă la divinitate, la intuiția voastră puteți să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Nu mai vedeți ca pe o stagnare, nu mai vedeți ca pe o pierdere, ca pe o oportunitate pierdută, ca pe o dezamăgire. Nu mai vedeți această tristețe ca fiind ceva, wow, prin ce pot eu să trec? Vedeți lucrurile altfel. Tristețea aceasta vă ajută să înțelegeți o lecție. Este în curs de învățare această lecție. Pentru mine, lumea invers înseamnă și o lecție spirituală neînvățată. Dar pe cale să o învățați cu acest pânzurat invers? Știți că nu ați încheiat capitolul în această poveste și în ce sens nu ați încheiat capitolul? Mai aveți ceva de eliberat? Mai aveți ceva de vindecat și în momentul în care se vindecă veți întoarce cărțile în poziție normală și veți fi altfel. Dacă nu, musai fericiți. Veți vedea că ce a fost tris cândva este de fapt o lecție, o trezire spirituală și atunci și lumea va fi în poziție normală, da? În continuare din seria clarificatorilor a venit puterea. Aveți putere. Probabil că acum încă mai aveți niște lupte interioare de dat, dar eu zic să Manifestați echilibru. În această carte există un soi de yin și yang, da? Pe zona întunecoasă există o panteră albă și pe zona de lumină există o panteră întunecoasă. Un yin și yang. Aici este echilibru vostru interior. Aici constă puterea pe care o puteți manifesta în general și în mod special în această perioadă. Aș vrea, am zis că vreau să folosesc, ați văzut și la ultimile etalări, și cărțile invers, pentru că sunt importante și invers, așa că voi mai amesteca o dată pentru berbecuți și berbecuțe. A apărut trei de spade, dar întors, vă eliberați de o dezamăgire și este bine, încet încet. A, la capătul setului de cărți aveți împărăteasa și 10 de monede, familia. Iar apropo, familia, mama, familia pentru unii um, este importantă, în ce sens? Poate că ați fost dezamăgiți de familie și acum trebuie să vă eliberați. Poate că să, familia vă susține. Poate că aveți de, pe cineva de susținut în familie. Vedeți pe unde sunteți. O să mai, da, o să mai primi și celelalte mesaje. berbecuți soarele nu venă să ascinde, nodul nou în În dată, de trei de trei ori. Acum tăiem cărțile. Nici nu mai știu cum le-am pus, dacă le-am pus la șterță, nu contează, în fine. Uite, împăratul. Am zis, mulțumesc mult, Sfinte, Duh de inspirație, împăratul. Trebuie să fiți în echilibru. Dar a apărut în poziție bună și asta îmi place. Apropo de ce am zis, vedeți? Da, deci există conexiune în această etalare, clar, împăratul. Trebuie să fiți în controlul, să vă controlați și emoțiile, și viața. Dar în sensul înalt al cuvântului, să-i să protejați pe cei din jur, să fiți uh, în echilibru, da? să manifestați acea putere, ca să puteți dezvolta mai mult în viitor și în prezent. Mai vedem. Uh, ce este? Eremitul. A venit eremitul. Provocarea este, eventual, dacă vă izolați, nu vă izolați prea mult, pentru că va trebui să vă și. Extindeți. Repet, poate să fie o extindere la nivel interior, în familie sau în viața voastră personală, dar mai vedem. E o provocare. Sunt foarte opuși, da? Eremitul și împăratul. Posibil a fost o tăcere față de cineva. O să clarific cu acest eremit, în care a trebuit să găsiți iar lecția spirituală, lumina, despre care am vorbit mai devreme cu spânzuratul și lumea, da? Este o lecție spirituală învățată. Și lecția spirituală învățată vă face, da? Vă aduce mai aproape de varianta voastră superioară, masculină sau feminină. Și să nu uităm că și femeile au această variantă masculină și bărbații au varianta lor feminină, împăratul și împărăteasa. Dar în acest moment simt că e vorba de echilibru interior. Da? masculinul și femininul din fiecare. În în trecutul îndepărtat, regele de spade. O să-l clarificăm și pe dânsul. Pe dânsul am mai văzut, pentru unii, unele, doamne, un personaj rațional, care nu exprimă prea multă emoție, nu exprimă verbal, nu că nu are, nu exprimă verbal și atunci lumea confundă această lipsă de exprimare orală, verbalizarea emoțiilor cu lipsa emoțiilor, da? Poate că are, poate că are motive să nu arate, dar în trecutul îndepărtat un personaj logic, da, care încearcă să-și mențină echilibru, controlul interior. Oh, în ultima vreme, trei de bute invers. Trei de bute invers, trei de bute în poziție normală înseamnă speranță. Nu mai aveți speranță, eventual, în legătură cu acest personaj, posibil, în ultima vreme, dar în, ultimile luni. V-ați pierdut speranța, posibil, din cauza unei tăceri, pentru că e interesant cum vine mesajul și regele de spade și eremitul. Amândouă sunt persoane, personaje reci. Amândouă sunt persoane regi care nu exprimă foarte mult, dar analizează, hiperanalizează în sinea lor. Și atunci dacă voi vreți exprimare, că așa sunt berbecii în general, dar nici toți berbecii nu exprimă, să, să nu uită că nici toți berbecii nu exprimă emoții, eventual alte lucruri exprimă, dar mai puțin emoții, depinde de la berbec la berbec, ce lună aveți, ce planete mai aveți, dacă aveți în pești sau în alte planete, în aspecte de apă, da, poate că sunteți mai expresiv emo emoțional. Dar în ultima vreme v-ați pierdut așteptările. Dar e foarte interesant aceste lecție spirituală foarte profundă. Atunci când nu mai avem așteptări de la cei din jur, nici nu ne mai pot dezamăgi. Dacă ei vor veni cu niște manifestări pozitive, foarte bine, ne bucurăm de manifestările lor pozitive, da? de creșterea lor spirituală, de orice ofertă faină. Dar nu mai avem așteptări. Și asta e minunat. Nu că intrați în depresie, nu. Aici este echilibru. Și înțelepciunea pe care o căpătați. Eventual, eu așa văd lucrurile și așa este normal. Zic eu eventual, în această eliberare de așteptări, începe să alegeți, da? Intrați înspre doi de băte, Înspre, și la doi de băte ce? Un preîmpărățel, da? Un preîmpărățel care uh, alege o bâtă în mișcare, nu una stagnantă. Am zis, spânzuratul a venit invers. Vă eliberați de eu știu, de o situație care vă ținea pe loc ca să vă explorați eu știu ce aspecte ale vieții voastre să vă creați o nouă lume Încet, încet. Nu vă grăbește nimeni. Nu zice nimeni că o faceți așa din două pumnitor de degete, da? Sau una. Cu răbdare. Interesant că în viitor apare doi de, Apropo de doi de bâte despre care am vorbit. Doi de bâte invers. Deci dacă în ultima vreme ați trecut prin doi de bâte în viitor, veți alege. Da? Nu vă veți mai face planul, nu veți mai sta între ce să aleg extinderea mea sau stagnarea mea. Veți fi ales. Eu zic că Alege să fiți în echilibru, să vă recreați viața. Cumpăratul. În prezent, cavalerul de spade invers. Opa, așa. O să vedem la clarificare. Sunt două posibilități. Oricineva care vorbește foarte dur. Cavalerul de spade, în poziția sa normală, este fain, este minunat, mie îmi place. Pentru că exprimă adevărul. Chiar așa, un pic mai necizelat, dar este foarte direct și sincer. Dar invers, pot să fie vești negative, pot să fie și bârfe, mergem spre valetul de spade, pot să fie niște cuvinte nepotrivite, dar poate să fie și întârzierea unui mesaj. Cineva ar vrea să vină și nu mai vine din niște motive. Sau ar vrea să comunice și nu mai comunică. Tot așa se reține. Rămâne de văzut din ce motive. Sfatul moartea invers. O să clarificăm. Există. E un proces de transformare al vostru sau al cuiva pe care trebuie să-l acceptați. Nu este finalizat. Așa simt cu moartea invers. Nu s-a finalizat acest proces de transformare. O să-l clarific. Mai, My... regele de monede invers, exterior. Regele de monede invers e un personaj foarte materialist sau care nu are echilibru financiar, material. Și în acest motiv voi trebuie să învățați din, eu știu, greșelile celorlalți și să fiți în echilibru. Eventual, dacă vreți să fiți în varianta voastră pozitivă, vedem simt nevoia să adaug acest mesaj chiar până în clarificări, fiți de ajutor. Dacă voi aveți o anumită experiență, fiți de ajutor. Vedem ce ar putea să însemne. Exact, dar regele de monede invers, iar personaj feminin, pardon, masculin, vreau să zic, nu-i feminin, dar aveți trei bărbați, de fapt, mai bărbați sunt aici, dacă stau să mă uit. Numai bărbați. O energie masculină. Eventual. Pentru cei care ați avut de-a face cu o energie masculină negativă, lecția a fost să vă descoperiți energia masculină pozitivă. Aici este contrapartea, da? Am zis, regele de monede invers este obsedat de bani, nu este foarte generos, este zgârcit. Nu este loial dacă e soț, soție nu sunt foarte. Da, nu, chiar nu sunt. Pentru că regel de monede, în varianta lui pozitivă, este loial. Invers, nu este. Um, N-are stabilitatea pe care ar trebui să o aibă. Nici profesionalismul pe care ar trebui să-l aibă. Deci, vă este teamă regina de cupe invers. De manipulări emoționale. Eventual, dacă cineva vă manipulează emoțional, aici vă este teamă să nu vă lăsați manipulați, pentru că e înțelepciunea pe care trebuie să o găsiți. Apoi, Regina de cupe invers, vă este teamă că dacă ei continuă acest comportament, va trebui să, vă, să continuați și voi să vă retrageți emoțiile, pentru că cine nu este în echilibru nu merită să primească da? niște valori, inclusiv emoționale. Wow! Ce vă doriți, magicianul invers? O să vedem, o să vedem ce înseamnă magicianul invers clarificat la cine se referă. Magicianul invers clar înseamnă manipulare, apropo? Verbală? Emoțională? Și din acest motiv, toate cărțile sunt invers în această, în această serie de întrebări. Că sunteți singuri, că sunteți în cuplu, vedeți, fiecare carte reprezintă o întrebare, un aspect din viața voastră. Toată, pot să fie separate aspectele, repet, la crucea celtică, sau toate să convergă într-o singură poveste, să zic. Este, da, este clar un dezechilibru. Cineva manipulează sau a manipulat nu este transformat și în acest motiv voi trebuie să fiți în echilibru și provocarea este să găsiți lumina, dar să nu rămâneți în întuneric. După ce găsiți lumina, să vă creați lumea voastră. Uh, da, patru de spade, faptul că a venit patru de spade invers ca și rezultat final, sunteți, am zis, în proces de transformare, cum am zis mai devreme, vindecați cel puțin o rană sau o dezamăgire cu trei de, am văzut și patru de cupe invers, da, și trei de spade aici. Vă eliberați de acest trei de spade și vă pregătiți să începeți ceva. Încă este nemanifestat, dar este pe cale să se manifeste. Ori în decembrie, ori la începutul anului viitor, aici, apropo de magician invers, este un as de spade, vă mai trebuie acest adevăr, acesta, un răspuns la o întrebare, un detaliu, un vers, ceva, știți? E o nuanță a unui adevăr. Până reușiți să manifestați. Pentru că apare, vedeți și voi, doi de băte invers. Mergem spre valetul de băte care inițiază. Inițiază în viitor, dar sunteți în curs de rezolvarea unei probleme de vindecare eventual Ia uite ce frumos! Următoarea este vindecarea, temperanța. Aveți răbdare, dragii mei. Mai aveți de lucru cu emoțiile voastre, cu mintea voastră, cu corpul vostru, cu energia voastră. Din acest motiv, lucrurile nu nu se manifestă. Mi-a scris cineva că, da, sunt unele povești, sunt frumoase, dar nu se manifestă. Păi de ce, dragii mei, nu se manifestă unele lucruri? Pentru că atunci când suntem în proces de vindecare, în depresii, nu avem cum să atragem lucrurile pozitive. Lucrurile pozitive vin când suntem în energie înaltă, da? Și până atunci noi trebuie să lucrăm cu energia noastră. Eu de șase de monede. Vă echilibrați financiar, eventual primiți un ajutor din partea cuiva, poate sau oferiți voi, apropo, în momentul în care vă vindecați și simțiți că sunteți mai bine, puteți să fiți voi de ajutor cuiva care are nevoie, care a trece prin experiențe similare. Pentru că da, aia trebuie să trecem prin, prin suferință, dragii mei, ca să ne dezvoltăm, nu? Să creștem spiritual. La capătul setului de cărți, 5 de spade invers. În această poziție este super, pentru că vă eliberați de conflicte. 4 de bâte, invers. Poate cineva care nu a fost stabil acasă și v-a creat conflicte, iar vă eliberați nouă de cupe invers. Iar ori voi nu v-ați iubit și trebuie să descoperiți echilibru și dragostea față de voi. Da? Nouă de cupe invers, un personaj care se iubește sau nouă de cupe invers poate să fie și un personaj egoist care are tendința să bea, să creeze conflicte acasă, da? conflicte verbale, poate chiar și fizice, dar faptul că au venit invers, vă eliberați de acest personaj. Poate va a pus în trio, ia uite, trei de cupe, n știu să aleagă, sunt niște chestiuni, n-a știu să vină, da să manifeste dragoste, ho-ho, să renască, să se transforme, a fost în energia sa negativă. Dar e fain. E fain pentru că da, vreau să folosesc și cărțile invers. Sunt mult mai sincere. Și îmi permit, cum să zic, că eu știți că dau multe variante, dar acum știu sigur că atunci când o carte este invers, nu mai trebuie să vorbești despre varianta sa pozitivă, o vorbesc despre varianta sa negativă. Bine, sunt și cărți care în momentul în care sunt invers, cum este acest 5 de spade, unde l-am pus? Da? Când apare 5 de spade invers, clar că e un mesaj pozitiv. Aici era, da? 5 de spade invers, eliberarea de conflicte, de dușmani, de vorbele care s-au spus că aveți pe cineva sau poate și voi a spus cuiva la nervi, se mai întâmplă, înțelege? Da? Hai să clarificăm împăratul pentru berbecuți și berbecuțe. Odată de două ori, de trei ori. Eremitul, interesant! Eremitul! Aici este. Tăcerea dintre voi și un personaj care a vrut să aibă controlul, să domine. Iar varianta negativă a regiului de monede. Dar este și lecția voastră spirituală. Am spus că există mai multe mesaje în cărți. Și lecția voastră spirituală, în care voi trebuie să vă găsiți lumina și găsiți lumina, puteți să manifestați, pentru că nu se stă cu lumina da, în sân sau în, în felinar. Trebuie să o aplicați în viața voastră. Și cum o aplicați, în, prin energia sau cum, da, prin, acționând, prin energia masculină. Da? La capătul setului de cărți, magicianul, iar. Învățați cum să manifestați, dar repet, în depresie și în răni nu avem cum să manifestăm nimic pozitiv, trebuie să ne vindecăm ca apoi să putem manifesta. Ia uite, magicianul și diavolul, o situație toxică, regele de băte, probabil și cu conotații sexuale sau dominatoare, rămâne de văzut, unde se aplică aceste mesaje în viața voastră. Eremitul, vă rog frumos, dragii mei, ghizi, dragii mei ghizi. Șase de cupe. Mm. este un personaj din trecut, șase de cupe, un personaj din trecutul vostru. Față de care ați fost în tăcere? Zece de cupe. Zece de cupe, poate ați fost fericit cândva? Sau poate a fost un ideal? Poate a fost un ideal. Șase de cupe. Ia mai dăm o carte. Odată de două ori, de trei ori. Marea preoteasă aici este un personaj din trecut care a avut niște secrete și în cauza acestea și, și, Marea preoteasă și Eremitul reprezintă tăceri, secrete, lucruri care trebuie să înțelese, dar dacă eu au avut secrete și v-au ținut în tăcere și voi a trebuit să creșteți spiritual, cum a zis mai devreme, da? Adică, aici e lecția, nu stau să plâng că cineva nu-mi răspunde. Da, e neplăcut, știu cum e, eu sunt vorbăreață și îmi place să comunic deschis și cred că și voi sunteți, majoritatea berbecilor, da? Dar dacă cineva nu vă răspunde o dată, de două ori, dragii mei, puneți-vă o muzică frumoasă și dați-vă timp să înțelegeți lecția. Nu știu, dansați, ascultați o comedie, ceva, vedeți ceva drăguț, ieșiți cu prietenii, nu stați în, în lacrimi. Când cât va fi de dragă persoana, cât de bine ați cunoaște... Asta e, asul de spade. E în legătură cu un adevăr. Un adevăr. Cineva... A, șase de spade, asul de spade. Din cauza acestor tăceri nu s-a putut manifesta adevărul, da? Cineva a încercat să se detașeze de adevăr, probabil împărăteasa, în ce sens? Poate că cineva cu marcaj în zodia balanței sau taurului e o întâlnire de destin. În partea asta, varianta sa negativă, așteaptă să primească, fără să dăruiască. Eu aici, în setul ăsta de cărți, nu am amestecat și cărțile invers, deocamdată le-am folosit normal. Ia uite, da? Mesajul este, da. Cineva s-a detașat de un adevăr, mai la urmă. Dar sau de un început. Eventual s-a detașat, tocmai că au mai trebuit înțelese niște nuanțe. Clarificăm regele de spade în trecut odată. De 2,, De trei ori. Ia uite, roata norocului. Numărul 10, apropo. Și puterea. Pentru, unii, pentru mine, uh, roata norocului înseamnă întâlnire de destin, întâlnire karmică, eventual, cu cineva. Numărul 10 să vă spună. Eu știu un anumit mesaj. Uh, dar în această întâlnire karmică a să vă descoperiți puterea voastră, despre care am zis mai devreme. Clarificăm 3 de băte invers o dată. De două de ce invers? 3, 3 ori. Moartea. Aici este. Moartea. E un final. E un final dintre voi și cineva care probabil că va renaște la un moment dat după ce vă vindecați. Că așa se întâmplă. După ce ne vindecăm, atunci reapare povestea sub o altă formă, ori cu același personaj, ori cu alt personaj. Ca să ne testeze Universul, să vadă dacă am învățat sau nu am învățat lecția. Da. Nu mai aveți așteptări și într-un fel, într fel e bine. Sunteți în proces de transformare, dar încă mai aveți ceva de transformat. Faptul că a venit invers totuși moartea înseamnă că încă mai aveți ceva de, de transformat. Dacă situația s-a încheiat, încheiat pentru o anumită perioadă de timp, Posibil unii dintre voi să nu acceptați sau ei sau voi să nu acceptați faptul că s-a încheiat. Dar dați-vă timp totuși. Că mai sunt niște lecții. Iau teremitul, da? Lumea invers. Mai sunt niște lecții de învățat. Niște cuvinte. Niște nuanțe. 10 de monede. E o chestiune care ține de bani, de familie, de tradiție, de educație. Clarificăm eu, cavalerul de spade în prezența viitoră apropiat odată. De ce invers odată? De invocație, invocare hmm. mai dăm o carte o dată. de două ori de trei ori și luna iar secrete, iar tăceri, iar confuzii iar stare emoționale oarecum negative sau influențate de un, de un mental negativ dar aveți grijă ce atrageți cu această invocare și luna. de zic mare grijă, dați-vă timp să vă vindecați. Dacă nu comunicați cu cineva, poate că uneori și ei, și voi, voi, voi știți poziția, ori voi, ori ei, vă mai chemați emoțional în anumite stări. Da? E o chestiune telepatică pe care o mai practicați din când în când. Dar Tendința, da, aici este, încă, încă vă este greu unora dintre voi să renunțați total la acel personaj sau la acea tăcere, poate, pentru unii. E tăcere totuși. De două ori eremitul, Marea Preoteasă, Cavalerul de Spade inversu, zic că e tăcere. Susținut de lună de confuzii emoționale. Dar eu zic mai bine să lucrați cu energiile lunare, la luna nouă să știți ce să manifestați, la lună plină cum să vă eliberați, pentru că, repet, ori pot mai aveți niște chestiuni de vindecat. Mai aveți. Regina, de foc, aici sunteți voi. Clarificăm moartea invers odată, de două ori, ca și sfatul. Uf, ce multe sunt prea multe, dragul meu Sfântul. Sfântul Sfântul. De două ori. De trei ori. De ce invers? Doi de cupe, iau, uite. Doi de cupe. E în legătură cu un suflet pereche. Iar apare puterea. E o lecție care trebuie să vă facă mai puternici. Și temperanța, puterea lângă temperanță. Aici se știm bine că berbecii adesea sunt impulsivi. Și aici este lecția lor. Trebuie să se tempereze ca să devină mai puternici. Văd o regină de monede, o soție în această poveste. Că sunteți voi, chiar cineva sau o mamă. În fine, maternitatea sau uh, parteneriatul cuiva să influențeze aceste poveste între două suflete perechi. Dar mai dăm o carte, că tot e sfat. da. de două ori, de trei ori, opte cupe, da? Eliberați-vă! Aici este Eliberați-vă. 8 reprezintă tot casa 8 a scorpionului. Încă nu v-ați eliberat. Aici este procesul. Eliberați-vă de o colaborare care nu a mers, care va crea probleme. Colaborare de un suflet pereche poate să fie și în familie, nu neapărat să fie iubit-iubită, dar sufletul pereche poate să fie oricine. Da? Încă mai aveți de eliberat. Regele de monede și turnă. O separare. Și regele de spade. Da? Regele de monede și regele de spade. Poate să fie același regele de spade din trecut, care are niște chestiuni financiare sau uh, nu are atitudine. La noi a apărut invers, da? Nu are atitudinea corectă din punct de vedere nu știu, moral, financiar. Și apare și turnul separare între voi. Despre acest personaj, da? Este vorba. Clarificăm regele de monede invers. Influență exterioră dată, de două ori. Uf! Ia uite! Regele de foc. Posibil să fie atracție fizică? Posibil să fie un personaj dominator, dar care este destul de zgârcit și faptul că a venit, da, influența aceasta ex, sexuală, dar regele de, de foc este extrem de sexuală, da? Um, nu este echilibrat din alte puncte de vedere. Îl face să se transforme într-un cavaler, într-un personaj care poate are activitate sexuală și în alte, direct, în alte cu alte persoane, da? Faptul că este invers, da? Nu este loial. Nu este real. Iar cinci de monede. E o, e o problemă în cuplu. Știți că înseamnă doi oameni care merg prin fric, prin ceață, în afara spiritualității, în afara bisericii. Și aici este lecția. Dacă voi, ca, ca și cuplu, nu puteți intra în această vindecare și creștere spirituală, măcar voi, ca, ca și persoane separate de cuplu, să puteți să vă găsiți pacea interioară și vindecarea. Adică, dacă nu puteți vindeca cuplu, măcar vă vindecați voi la nivel personal. Mai dăm o carte. Influența exterioară. Odată, de două ori, de trei ori. Regina de pământ, asta este. Acest personaj are o soție pentru unii. Regele și regina de pământ, regele de foc la mijloc. Puteți să fiți voi, o să fie un triunghi amoros pentru unii, nu pentru toată lumea, dar în care personajul masculin nu este corect, nu este loial. Cum mai vedeți, evident că poate să fie invers, nu să zici, băi, că de fapt berbecul e așa, vedeți unde sunteți, pentru că nu toți berbeți și sunt infidel și nu... da? toți taurii sunt infideli sau eu știu ce alte planete mai aveți aici, semne de pământ, iar foarte multe, dar nu, nu, ne fixăm pe semne. Sunt persoane care nu manifestă varianta lor cea mai bună. Un personaj masculin. De care încă nu v-ați eliberat total. Uite, magicianul, exact magicianul și Lili, da? Se manifestă relația toxică, karmică, care v-a adus cinci de cupe lacrimi. Păi, dragii mei, repet, mai aveți până să se manifeste magicianul, puteți să fiți voi în stare de nemanifestare, da? Pentru că nu v-ați vindecat. Cum să se manifeste tot ce e mai bun dacă nu s-a rezolvat problema? Clarificare regina de cupe în poziția fricilor odată. Dar eu am zis o variantă de două ori, de trei ori. Prințesa de pământ. Aici este. Prințesa de pământ comunică sau uh, inițiază, e o comunicare practică care duce către o creștere, iar de lungă durată, proiect, relație, colaborare, ce fi. Dar faptul că a venit regina de cupe invers, dacă vine cineva, vă este teamă că dacă vine acest personaj, ar putea să vă manipuleze emoțional. Ia uite, același regele de monede și regele de spade. Clarificăm magicianul invers, te rog, o Ce vă doriți? De trei ori. O de spade. Aici este. Hmm nu găsiți soluțiile. Da? 8 de spade nu găsește soluție. Sunteți încă într-o programare mentală de care, repet, dragii mei, eu încerc să spun adevărul, dar nu să spun dulce gării, deși poate unor e trebuie să fim romantici, mai sunt și o romantică, mai sunt și o... Eu... Dar nu vreau nici să vă dau iluzii de șarte. Mai aveți ceva de învățat deci nu puteți să manifestați clar cu opte spade, nu se poate, sunteți încercuiți de gânduri, gândurile voastre. Și programarea iar este o opte cupe, vedeți, la sfat, liberați-vă emoțional și iar reprogramați-vă, tot e eliberare mentală și asta, reprogramați-vă mental ca să, da? ca să puteți manifesta ceva nou șase de monede în legătură cu echilibrul vostru sau, sau, cu financiar sau cu relațiile care țin de reciprocitate, ca să puteți manifesta relații care... Eu, da, e o relație, șase da, de monede, posibil un trio, față de care ați avut o atracție teribilă, 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 dar mai dăm o carte pentru acest magician și o de spate. O dată, pe două ori, pe trei ori. Apa uite, aveți emoții și dorința de a o lua de la zero da, repet, sunt încă niște chestiuni în care țin de emoție și de, de mental în acest nou început, care stă să se manifeste a apărut nebunul, da, zero și magicianul încă încă nu se, nu are resursele, nu aveți emoțional și mental, mai repet, 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 ca să înțelegeți, mai aveți ceva de, de învățat într-o anumită poveste care v-a adus dezamăgire. Clarificăm doi bute invers în viitor. Oh, spre multe, dragul meu, zi! Da, interesant. Pe asta le că au picat pe jos, da. Uh, și au fost uh, cu fața la mine. 9 um, de bâte invers și concepția. Concepția vine, da, după 1 și 0. Începem să concepem după ce am stabilit că vrem să începem un nou capitol, că vrem să manifestăm, începe să se manifeste în, măcar într-o anumită dimensiune. 5 de 4 de 3 de se manifestă, da? E conceperea. Fertilizarea. Inițierea. Da? Inițiarea, Inițierea, că vorbit de doi de băte care merge spre valetul de băte. Inițierea se manifestă cu răbdare, cum am zis mai devreme, deci ce e un viitor. Cofi decembrie, cofi fi ianuarie, cofi eu știu când, da? Când se, vă eliberați de aceste... sau blocajele se ridică, restricțiile se ridică, da? Puteți începe un nou proiect, da? Să concepeți o nouă relație, un nou proiect, eu știu ce. Vedeți, adaptați-vă mesajele, că nu vă fac eu povestea, dragii mei. Eu nu vă scriu poveste, eu doar citesc energiile, cărțile. Așa cum mă simt inspirată. Povestea vă scrieți voi. Dacă vă nu vă place ceva de aici, preluați din altă parte și voi vă scrieți povestea vieții voastre. Dacă nu vreți să învățați lecție, este legerea voastră, dragii mei, perbecuți. Clarificăm patru. Dar eu zic că totuși, sunteți pe caz, pe creștere uh, și dacă nu fi creștere spirituală, măcar pe o vindecare de o rană foarte grea. Uh, patru de spade invers. Odată dată, ce reușit să faceți? aceste zic de două ori că sunteți în proces de vindecare de trei ori. Ia uite soarele, ce frumos! Dar vă felici, dragii mei! E o trezire spirituală cu soarele, clar! vă vindecați, vă vindecați și înțelegeți de fapt ce înseamnă cuplu divin, ce înseamnă să fie lumină între două personaje, nu întuneric, nu tăcere, nu răceală. Șapte de cupe. Vă ascultați vocea interioară? Eventual comunicați? Faceți o călătorie cu opt de băte, comunicați cu cineva? Posibil? și șapte de cupe, simțiți că aveți și alte oportunități și alte opțiuni. În ce sens opțiuni? Nu în sensul că, vai, a, da, că vreți să vă gândiți la alte personaje care vă pot fi alături, da, se poate și asta. Dar nu la asta mă refer în sine. Opțiuni șapte de cupe înseamnă și hobby și lucruri care pot fi manifestate și nu s-au manifestat. Sunt calități ale voastre. Sunt dorințe ale voastre care încă, repet, nu s-au manifestat pentru că ați acordat atenție altor opțiuni, da? Altor inimi. Nu neapărat personaj, da? Acum clarificăm. Temperanța mi se pare. Hai să vedem și temperanța. O dată. De două ori. Da, clar la temperație vindecare regina de foc. Aici sunteți voi, da? Trebuie să învățați să vă temperați, ceea ce nu este chiar ușor pentru un semn de foc sau cineva cu planete. Că poate aveți Marte sau Venus aici, sau Lună. Da? Aveți un pic de răbdare. Învățați să vă temperați energiile ca să puteți să fiți creative. Că regina de cupe este foarte creat de, de cupe, de bâte. 6 de monede, o dată, de două, de 3 ori. vocea interioară și emoțiile. Da, în momentul în care vă echilibrați emoțiile, învățați să vă ascultați și vocea interioară. Și eu așa zic că revin la mesajul inițial. Veți fi de ajutor cuiva. Lecția aceasta vă va ajuta să vă susțineți oameni din familie, oameni apropiați vă poate și străini care, repet, trec prin această, prin experiență similară. Dacă spuneți că nu vă interesează, înseamnă că n-ați învățat lecția și clar mai aveți ceva de învățat, da? Pentru că noi suntem aici ca să-i ajutăm și pe ceilalți, dar în primul rând ca să-i putem ajuta pe ceilalți, trebuie să ne ajutăm pe noi. Eu zic că este o etalare faină în care se vede strădania unora de a vă vindeca. Și trebuie să conștientizați că mai sunt niște lucruri ușoare. E pe aproape vindecarea, e pe aproape echilibru. Da. Cam atât. Eu zic că, nu știu, aș vrea să, să cred că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, pa, pa!